În cea de-a opta zi de proteste antiguvern, la Ploiești au apărut elemente noi care pun municipiul în rândul manifestațiilor din capitală, acolo unde există încă acțiuni de susținere pro și contra guvern. Aseară, în fața Partidului Social Democrat, mai multe persoane și-au dat întâlnire, iar numărul lor, titrau publicațiile online, ar fi fost de ordinul miilor. De fapt, au precizat surse din conducerea PSD, a fost vorba despre o ședință cu reprezentanții din județ și nu de o contramanifestație. Nu a fost o contramanifestație, a fost o ședință la noi. Acum, și datorită evenimentelor care au avut loc în ultima perioadă, toți președinții noștri au venit mai mulți și de aceea n-am avut loc în sediu. Nimic altceva, n-a fost, repet, n-a fost o contramanifestație, am avut o discuție noi între noi. Iar întâlnirea, mai spun liderii, nu a avut legătură cu evenimentele petrecute în Parlament. S-am discutat între noi organizarea noastră despre ce avem de făcut pe viitor, nu s-au făcut referiri la ce a fost astăzi în Parlament. O altă zonă fierbinte din Ploiești a fost și centrul orașului, acolo unde aproximativ 100 de oameni au susținut în continuare un protest împotriva guvernului. PSD, ciuma roșie! PSD, ciuma roșie! Zi de zi, aici vor fi! Zi de zi, aici vor fi! Și așa cum s-a întâmplat în mai multe orașe ale țării, la ora 20 s-a intonat imnul României. Acum ori niciodată, croiește-ți soartă, la care să se închine și cruzii tăi dușmani, și cruzii tăi dușmani. Protestatarii au promis că vor reveni în zilele următoare în număr cât mai mare pentru a-și striga nemulțumirile față de deciziile luate la nivel înalt.